Doamnelor și domnișoarelor, bună și bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. Dacă nu mă știți deja, vă rog să mă ajutați cu un subscribe dacă evident vă place contentul pe care îl postez aici. Și dacă mă știți deja, vă mulțumesc că sunteți aici și ne auzim în comentarii cu orice vreți să-mi ziceți legat de subiectul 10 parfumuri noi în colecția mea. Deci știți că o să le mai număr o dată, sunt exact 10 și zic că o să le mai număr o dată pentru că le-am scris pe listă un pic mai devreme și chiar nu-mi imaginam că am adunat 10 în ultima vreme. Și pentru că am adunat câteva, m-am gândit eu acum ceva timp să fac un clip în care să vă povestesc despre ce am mai ajuns nou în colecția mea. Unele sunt cumpărate, unele sunt șutite de la Cristian, sunt, hai să zicem, împrumutate de la Cristian, pentru că fie și le-a luat el, fie le-a primit, dar pentru mine sunt noutăți și sunt parfumuri cu care am să mă dau anul acesta, pentru că nu sunt toate de vară. Și ca să nu dureze foarte mult acest clip, vă mai zic o dată, nu uitați de like, share, comentariu, subscribe, orice vreți voi, orice ajută acest canal să crească și, Doamne, greu mai crește în ultima vreme, greu mai crește în ultima vreme, dar o să ne facem noi mari și o să fim mulți, mulți, din ce în ce mai mulți aici. Hai să intrăm în pâine și să o luăm într-o ordine. Eu mă tot uit în coace pentru că le-am întins așa pe toate. Și la final o să am și un discovery set pe care îl știți dacă mă urmăriți în vlogurile săptămânale, dar dacă nu mă urmăriți și acolo, mi-am zis că ar fi în regulă să îl aduc și aici. O luăm cu parfumul pe care mi l-am cumpărat de la Alexandra, v-am zis într-un vlog săptămânal despre el, pentru că mi-a scris ea într-o zi, mi-a zis că îl are, îl vinde, vrea să-și ia un alt parfum și nu vrea să mai aibă foarte multe parfumuri, habar n-am, nu știu, dar vrea să-și ia un alt parfum și mai vinde din cele pe care le are și m-a întrebat dacă îl vreau pe acest. Și inițial nu știam dacă mi-ar plăcea, am întrebat-o pe Lumii, mi-a zis că mi-ar plăcea. Că, na, lumii îmi știe gusturile și știe cam ce preferințe am. Mi-a zis că mi-ar plăcea, dar că mi-ar plăcea mai mult Grand ceva, tot ca Samorati. Am uitat care. Am uitat. În fine, mai este unul, parcă tot cu Grand. Habar n-am, ceva de zi. Nu. Am senzația că am ceva aici, deși am uitat în oglindă și n-am nimic, dar am senzația că am ceva. Și by the way, să știți că mi-am pus o mascara ce îmi da așa o senzație de gene false, foarte, foarte faină. Dar vă zic altă dată despre ea. L-am întrebat dacă mi-ar plăcea ăsta, mi-a zis, da, cred că ți-ar plăcea. Și până la urmă l-am luat de la Alexandra. Între timp l-am mirosit și în Obsentum și da, într-adevăr, este relativ pe gustul meu. E o sticluță mititică aici de 30 de mililitri și să zic că mai sunt 20, nici nu știu cât să zic, până aici este el consumat. Și dacă reușesc să-l scot, niciodată nu reușesc să-l scot de aici, vă și zic despre el. Îmi place ambalajul acesta, îmi place că vine așa mai luxury un pic decât un parfum normal. E un parfum care se găsește până la urmă în Obsentum și nu numai, pentru că Alexandra mi-a zis că l-a luat din Douglas parcă și e un parfum mai scump. Eu am dat ok pe el de la ea și sincer mi se pare că la cât am dat eu pe el, raportul calitate-preț face sens. Nu știu dacă face neapărat sens și nu vreau să supăr acum fanica Samorati, dar nu știu dacă face neapărat sens la cât costă el în mod normal, dar vorbim imediat despre asta. Ca de obicei, să știți că am aici agenda și pe agenda am ce zice Fragrantica despre parfum și după o să vă zic ce zic eu despre parfum. Am uitat să-mi aduc blotărele, dar le văd pe acolo pe undeva. Ok, Fragrantica zice așa, că este un parfum floral vanilat, caramelizat cumva. Într-un cuvânt, un parfum gurman. Sincer, nu mă așteptam, având în vedere că e Grand Ballo, mă așteptam să fie ceva mai sofisticat, dar, nu știu, nu ceva în sensul de gurman. Când te duci la bal, îți pui o rochie din aia faină de bal, totul este luxury, totul este sclipit. Tor, nu știu, îmi imaginez așa. Poate că și imaginea asta de aici mă duce cu gândul la un Bridgerton, de exemplu, și nu-mi imaginez că te-ai da cu parfumul ăsta care e ușor gurmand. Dar, spre surprinderea mea, să știți că pe pielea mea îmi place foarte mult acest parfum
Și îmi place și sticluța asta, așa miditică și simpatică și drăguțică. Ia uitați-o, cred că se vede mai bine aici. Are el așa, caramel, vanilie, gardenie și iasămie. Iau câteva dintre note, că nu o să stau să vină și acum pe toate. Oricum voi merge și vă uitați pe Fragrantica dacă vreți neapărat mai multe detalii despre el. Și tot pe Fragrantica spun că este ca persistență, da, ca persistență, nu îmi dădeam seama, long lasting, ca persistență este moderat, iar ca proiecție este tot moderat. E un parfum din 2013, by the way, are ceva vechime. Acum, ce zic eu despre parfumul acesta, aproape că nici n-am apăsat pe pulverizator, jur, dar ce zic eu despre parfumul acesta este că, într-adevăr, e un parfum gurmand. E un parfum ușor vanilat, e un parfum dulceag și se așează foarte bine pe pielea mea, însă, din ce l-am purtat până acum, nu persistă mai mult de 4-5 ore și, sincer, vă zic că sunt indulgentă în momentul în care zic 4-5 ore. L-am purtat destul de mult. Îl văd purtat mai degrabă în seriile de primăvară și în seriile de toamnă cele mai răcoroase. Și nu neapărat vara, l-aș vedea purtat acum doar într-o perioadă din aia, nu știu, în care a plouat, într-o seară de vară în care a plouat și totul e un pic mai răcoros după. Dar ca persistență și ca proiecție, mi se pare că e mai degrabă un parfum pe care ți-l iei pentru tine și este mai degrabă un parfum cu care te dai ca să miroși tu și să simți tu că miroși, nu neapărat un parfum care, pe care să-l simtă și ceilalți foarte mult. De altfel îl simt foarte puțin, dacă mă întrebați pe mine, pentru că mi se pare că după prima oră așa e mai mult la nivelul pielii și mai mult foarte aproape de tine decât să-și dea cineva seama că te-ai dat cu parfum. De asta zic că mi se pare că raportul calitate-preț e ok pentru ce am dat eu, dar nu mi se pare că mai este la fel de ok dacă ți-l cumperi din Douglas sau din Obscentum. Cred că Alexandra Mesca a dat 430 și ceva de lei pe el, ceva de genul. Oricum o să vă pun și eu link în descriere, cum de altfel veți avea link-uri pentru toate parfumurile pe acolo pe unde le găsesc. Și uite, așa s-a dus primul parfum de pe listă. Miroase frumos, nu am ce să zic. Miroase chiar foarte, foarte frumos. E și ușor floral, e și dulce. E gurmand. Într-adevăr, am o senzație din aia prăjituristică, dacă pot să zic așa. Doar că nu proiectează foarte mult, nu are persistență foarte mare și atunci poate că ăsta ar fi un minus al lui. Mai cu seamă că nu știu dacă aș da mulți bani pe un parfum care să nu aibă persistență și pe un parfum care să nu se simtă decât la nivelul pielii mele. Nu știu, așa sunt eu. Deși credeți-mă că mă dau cu Zara Vetiver Pample Mousse până nu mai pot și ăla într-adevăr e fain două ore. În fine, trecem la următorul, un alt parfum care este foarte fain, dar pe care nu aș da banii, pe care ar trebui să-i dau acum pe el. Întâmplarea cu acest parfum a făcut că și-a luat Cristian unul, un Atkinson, nu știu să vă zic cum se cheamă, dar îl urmăriți pe el și vedeți parfumul prin postările lui, și l-a luat de la cineva și l-am întrebat la un moment dat care e treaba cu brandul ăsta, pentru că nu știu, cu casa asta de parfumuri Atkinson, care by the way e foarte veche, din 1799, și am intrat pe Notino și ne-am uitat, ne-am oprit la cafea după ce și-a luat parfumul și am intrat pe Notino și ne-am uitat și era ăsta cu 299 de lei. Și am zis că n-are sens să ratăm o așa oportunitate, având în vedere că ele în mod normal costă în jur de 800, 700 și sau 800 și ceva de genul ăsta, și nu are sens să ratăm o așa oportunitate și l-a și comandat imediat și a și venit repede și a avut și transport gratuit și așa mai departe. Am aici Mint & Tonic de la Atkinson, unde Atkinson's de fapt, unde evident că plătești și cutia. După ce am scos protecțiile astea două sau ce ori fi ele, rămâi cu această cutie care e un pic cavou din punctul meu de vedere, dar na, e frumoasă, care se deschide așa și aici ai tot felul de informații și aici ai sticla care are 120 de mililitri, parcă, asta să scrie pe undeva.
dar nu știu pe unde. Oare pe spatele ei? Care e pusă cu super simț de răspundere aici, adică este foarte greu. Nu, de 100 de ml este sticla asta. Ce vedeți aici consumat, e consumat aproape numai de mine. Să dați Cristian cu el, nu mă înțelegeți greșit, dar e consumat aproape numai de mine. Și rămâne această cutie care mai este și magnetică pe deasupra și care e foarte, foarte faină și luxoasă. Acum, despre sticlă, n-am ce să vă mai zic mai mult decât v-am zis deja. Dacă mă urmăriți, ați mai văzut-o într-un clip sau în două, în unul parcă. Are emblema asta foarte drăguță aici, mai are emblema și aici pe capac și sincer mi se pare foarte tare detaliul ăsta, adică au stat și au muncit la sticla asta. Iar conținutul este wow, nu am cuvinte să vă zic. Dacă nu ar fi fost mint and tonic, exact asta miroase, probabil că ar fi persistat și mai bine. Pulverizatorul iar e de foarte bună calitate, dar credeți-mă că în momentul în care mă dau cu acest parfum și o să mai am unul, o să vă zic care este și acela, dar în momentul în care mă dau cu acest parfum, efectiv vreau să mă duc să fac baie în limonadă. Mi se pare că miroase atât de fresh, miroase atât de plantos, atât de ierbos, atât de verde, încât e unul dintre cele mai răcoritoare parfumuri pe care eu le-am folosit vreodată. L-am folosit și îl folosesc, deși teoretic dacă plec de acasă ar trebui să-l iau cu mine ca să mă țină toată ziua, pentru că mă ține, hai să zic că 2 ore îl simt și după 3-4 ore durează în total și doar așa dacă mă duc la Cristian și îi zic, auzi, eu mai miros a ceva și îmi zice, da, te-ai dat cu nu știu care, adică cu ăsta. Dar altfel, nu îți dai foarte mult seama că te-ai dat cu parfum după vreo 2 ore de dat cu Atkinson's Mint & Tonic, pentru că se cam duce. Și uite, așa am început cu părerea mea despre el și acum o să vă zic ce zice Fragrantica în mod oficial despre el. Fragrantica zice că este un parfum citric verde aromat. A fost lansat în 2018. By the way, ca o paranteză, vă imaginați cum fac oamenii ăștia parfumul și ce istorie în ale parfumurilor au? Conține mentă, lime, grapefruit, musc și vetiver și, așa cum zic și cei de pe Fragrantica, nu are proiecție și nu are persistență. Dar credeți-mă că dacă îl prindeți la un preț foarte bun, așa cum l-am prins noi pe Notino, era ultima bucată atunci, acum a reapărut însă la preț întreg, da, absolut de speriat. Trebuie să-ți placă foarte, foarte mult brandul, adică să fii un fan al brandului și să-ți placă foarte mult parfumul ca să-l cumperi cu 800 de lei din punctul meu de vedere, având în vedere, tot vedere, că el nu are proiecție și nici persistență, că stă foarte prost la capitolul ăsta, dar dacă mi-ar fi dat cineva să-l miros, clar l-aș fi cumpărat. Fără să știu ce este și cât costă, clar aș fi zis, da, îl vreau în viața mea pentru că miroase extrem de bine. Deci nu știu cu ce să îl combin, aș vrea să îl combin cu ceva, astfel încât să fac un fel de layering care să-i prelungească și ăstuia puțin persistența. Nu știu, mă mai gândesc la lucruri de astea că îmi dă cu virgulă deocamdată. Mergem la următorul, parfum. Nu mă grăbesc, doar că vreau să nu mai vorbesc chiar 3 ore și aș vrea să fim concentrați și pe subiect. Următorul parfum este un parfum pe care mi l-a adus Cristian. L-a primit de la cei de la Marhaba. Mi l-a adus, mi l-a pus în față și mi-a zis, ăsta cred că este un parfum care ție îți va plăcea foarte mult. Este Amber Wood de la Marhaba, care vine în cutia asta așa foarte drăguță. E pus el aici pe un piedestal, care este un dupe al lui Kilian Amber Wood Arabian Nights și care vine în această sticlă de 100 de mililitri, oare? Da, de 100 de mililitri, așa ușor ambrată, cu eticheta asta simplă aici. Îmi plac sticlele astea simple care sunt de super, super efect și care miroase foarte bine. Nu pentru perioada asta, e un parfum pe care l-aș folosi când e mai rece toamna, nici măcar toată toamna și m-am uitat pe site-ul celor de la Marhaba ca să văd ce conține parfumul acesta, că n-am de unde să știu. Are lime, lămâie, bergamotă, iasomie, vanilie, lemn de agar, acest agar wood, patchouli, am zis doar patchouli, nu cred.
plus alte câteva noi. Cum mi se pare mie că e parfumul ăsta? Ce pulverizator interesant are. Cu care nu m-am dat, că e vară și n-am cum să mă dau acum. L-am testat așa prin casă de câteva ori, după cum vedeți e aproape full sticla asta. Mi se pare că este ușor condimentat, deși nu-mi dau seama din ce, că pe aici v-am zis, da, v-am zis și vanilie. Dar v-am zis mai mult fructe și, ia să zic, legume. Adică nu prea ar avea de unde să fie condimentat, doar că eu așa îl simt. Se așează pe piele, cum să vă zic, udul nu se simte atât de pregnant. Mie nu îmi plac parfumurile cu ud în mod special și mă așteptam ca ăsta să aibă mult ud, având în vedere că are chiar și în denumire. Dar mi se pare că se așează pe piele atât de bine și se potrivește atât de bine cu personalitatea mea, încât da, e un parfum pe care îl voi folosi toată toamna probabil. Și oricum o să ne mai auzim la un moment dat prin niște preferate cu el. Sinceră să fiu, mi se pare că miroase a niște bomboane. Stați așa că asta e grea, trebuie să o explic bine. Când eram noi mici, erau niște bomboane pe care le luam așa în niște suluri, nu știu cum să zic. Erau puse bomboane lângă bomboane lângă bomboane și împachetate în niște hârtiuțe care aveau exact mirosul ăsta, dar n-aș ști să vă zic din ce și cum. În fine, vă pun link de pe site-ul celor de la Marhaba cu el direct și vă uitați voi acolo. Vă uitați la review-uri, vă uitați dacă v-ar plăcea sau nu, dacă e ceea ce v-ați dori în viața voastră sau nu. Că cine știe, nu se știe niciodată cum vă mai găsiți un parfum pe care să îl adorați din, nu știu, note sau mai știu eu ce. Sau dacă îl știți pe Amberwood Arabian Nights, să știți că acesta miroase similar. Trecem la prietenul meu din vara asta și îl știți că a fost chiar și în clipul de preferate, cred, sper să nu greșesc, Jardin de Monsieur Lee. Pentru cei care nu știu sau n-au văzut clipul de preferate sau sunt prima oară pe canalul meu, să știți că ăsta este un parfum pe care îl ador efectiv și cu care m-am dat destul de mult, deși îl avem de puțin timp, dar a fost un parfum pe care l-am adorat din prima secundă. Așa cum vedeți sticla aceasta cu verdele ăsta așa foarte drăguț, care bate spre un galben, care bate spre un alb, exact așa este și mirosul acestui parfum. E citric, floral și verde și să știți că are 4 note. Aceste 4 note, pulverizatorul nu mai zic, e unul dintre cele mai bune pe care eu le-am văzut până acum. Aceste 4 note sunt cumquat, sevă, sevă verde de fapt, iasomie și mentă, evident. E un parfum perfect, perfect pentru perioada asta a anului, mai ales când este super cald. Îmi face poftă și ăsta de o limonadă, dar nu la fel de tare precum mint and tonic de la Atkinson's, dar e parfumul ăla care te răcorește și care îți dă senzația aia că nu este atât de cald pe cât pare. M-aș da acum din cap până în picioare cu el, doar că va trebui să le miros și pe celelalte pe care le mai avem și mai sunt 6 parfumuri despre care vreau să discutăm, așa că nu mă voi da acum cu acesta, o să mă dau după ce închei filmarea. E un parfum care a fost lansat în 2015 și, deși nu este super persistent, Fragrantica zice că persistă moderat, eu zic că persistă un pic mai puțin decât moderat. Deși nu este super persistent, e un parfum care merită toți banii. Îmi place, îmi plac parfumurile Hermes. Au lansat acum ceva nou, o givre, cred că are un accent pe un E, doamne, la miros este Sephora, nu vreau să știți cum e parfumul ăla, este absolut senzațional, l-aș vrea ieri, doar că avem prea multe parfumuri și la un moment dat trebuie să mai știem din ele, că n-avem ce să facem. Mergem la următorul, pe următorul îl știți dintr-un vlog săptămânal de când l-am primit, am... împărtășit acolo cu voi niște impresii și mi-ați zis și voi părerea voastră despre el și am fost uimită să știu că cineva chiar îl are, nu mai știu cine mi-a scris, dar cineva mi-a scris, a, eu l-am și chiar am râs pe același subiect cu colegele mele de birou. Este parfumul Cătălin botezat For Her. N-am să înțeleg niciodată de ce oamenii pun numele lor For Her. Cu ce te-ai dat? Cu Cătălin botezatul. Cum ar fi să zici așa ceva cuiva care te întreabă cu ce te-ai dat? O dată. A doua oară, să ne luăm un moment de apreciere pentru această coroană. Why?
așteptat să vedeți mai de aproape. Aceasta este o coroană. Așa arată Cătălin botezatul for her. 100 de mililitri are sticla asta și ce mi-a pus mie capac este faptul că pe spate există un fel de mesaj pentru femeia care își cumpără acest parfum. You are beautiful, you are important, you are special, you are unique, you are wonderful and you are my perfection. Always remember, I will forever love you. Semnat Cătălin Botezatu. Să știți că omul ăsta ne iubește pe toate. Acum, pe lângă treaba asta, că am simțit nevoia să încep cu o ironie, să știți că parfumul e chiar mișto. Chiar e un parfum pe care vrei să îl ai în colecția ta. Bine, acum e un parfum pe care vrei să-l ai în colecția ta și care te poți da toamna, iarna și poate puțin primăvara. Pentru că e clar că nu e un parfum pentru perioada asta. Măi, de-aia am zis și lui Cristian când l-am mirosit prima oară. Mi se pare că aduce cu parfumul acela de la Paco Rabanne, e Pure XS, nu știu ce variantă, mi-a luat el unul cu popcorn. Prin iarnă parcă mi l-a luat sau la începutul anului, nu mai știu. Dar sincer, mie mi se pare că are nota aia de popcorn. Teoretic nu prea o are, din ce am dedus eu ar fi un parfum pe care el l-a creat prin 2020, îl găsiți tot pe site-ul celor de la Marhaba și cu siguranță e un parfum care mă voi da, nu am niciun dubiu în privința asta, doar că nu acum, pentru că nu e un parfum de vară. Conține strugure, frezie, bujor, note pudrate și miere. Cred că această combinație de frezie, bujor și note pudrate este cea care îmi place mie. E clar că mierea e aici, e clar, adică nu am mirosit multe parfumuri cu miere în toată viața mea, dar atunci când există miere într-un parfum, să știți că îmi dă așa senzația aia de în parfumul ăsta e miere. E un parfum dulce, aș îndrăzni eu să zic că e și ușor gurmand sau ușor spre gurmand așa, dar da, e genul ăla de parfum cu un miros altfel, despre care primești des întrebarea cu ce te-ai dat că miroși frumos sau că miroși mișto sau că mi-a atras atenția, nu știu, parfumul tău sau ceva de genul ăsta. Chiar e un parfum care face o treabă foarte bună. Nu mai știu cât costă, cred că până în 200 de lei, sper că până în 200 de lei, dar vi-l pun în descriere dacă v-a atras atenția, făcând abstracție de sticlă și de faptul că e branduită Cătălin Botezatu peste tot și că mai are și mesajul acela pe spate. Probabil că intenția a fost bună. Bună, oricum, nu contest treaba asta, conținutul este absolut superb. Și dacă vă întrebați ce-i cu mine așa, ei bine, nu mai pot de cald și mi-am luat rochia asta de muselină și pentru că vedeți, ea e așa semi-transparentă, mi-am pus ceva pe dedesubt. Hai să mergem la o iubire mai veche sau mai nouă, respectiv brandul Lelas, pentru că am un parfum și de la ei. Nu știu dacă v-am zis eu vreodată că am o variantă de Lelas Privé pe care o ador. Îmi scapă acum numele. Anyway, este un dupe al lui Baccarat Rouge 540. Este absolut super parfumul acela, persistă foarte bine. Este 140-150 de lei, ceva de genul acela. Îl am de vreo un an și ceva, aș zice, cumpărat de la insula lor din Afi. Ei bine, Cristian mi-a adus recent acest parfum. Și vine cu el acasă și zice, auzi, am luat un parfum de la Lelas, are o colaborare cu ei sau a avut o colaborare cu ei, că trebuie să vă zic și treaba asta, și și-a ales el dintre parfumurile lor un parfum. Și zice, și l-am luat, mirosea bine așa și știi că pe drum mi-am dat seama că este clonă de Erbapura. Nu știu dacă de la Suspiro sau de la Xerjoff, zic bine? Parcă da, nu? Așa. Dar este într-adevăr o clonă de Erbapura. Partea bună sau partea foarte bună la parfumurile Lelas, și vă zic despre gama asta Privé pentru că eu doar asta am testat și celălalt face parte tot din gama asta și are o sticlă la fel, diferența o face că aici pe margine scrie altceva. Aici scrie Fire on Ice și acesta este dupul de Erbapura, iar pe cealaltă scrie
nu mai știu ce și acela este iupul de Baccarat Rouge. Ei bine, oamenii ăștia, ca să fie ei speciale, au făcut niște sticle de 55 de mililitri, ca să știți, ca să nu fie nici, să fie acolo între și să aveți senzația că dați ceva mai mult sau că primiți ceva mai mult în schimbul banilor pe care îi dați. Îmi place sticla că e foarte elegantă și e făcută cu super simț de răspundere, adică e foarte elegantă și faină, combinația de auriu cu negru mereu a prins foarte bine și îmi place faptul că persistă toată ziua. Fără să exagerez, am dat cu Baccarat Rouge, cred că mai am foarte puțin în el deja, cred că va fi primul parfum care o să ajungă în empties al meu. M-am dat cu el mult timp și să știți că de fiecare dată cineva m-a întrebat cu ce te-ai dat, pentru că miroși foarte bine. Cei care evident nu știau ce-i Baccarat Rouge, poate că între timp au aflat mai mulți, dar toată lumea m-a întrebat cu ce m-am dat pentru că miros foarte bine și foarte mulți au dus și cumpere parfumul de la Insulă. Sunt și undeva pe net, doar că nu știu să vă zic acum pe ce site, dar vi-l pun în descriere, incredibil.com sau ceva de genul ăsta. Să știți că s-a norat afară, filmez la lumină naturală și de asta s-a schimbat un pic lumina, dar mă vedeți aici dată cu iluminator, da? Bine. Așa, ce să zic despre el? E un parfum ambrat, moscat, pudrat, vanilat, asta zice Fragrantica. Are bergamotă, portocală, lămâie, vanilie, bourbon plus alte câteva note. A fost lansat în 2019 și este și strong și long lasting, iar eu pot să confirm treaba asta. Face parte din parfumurile alea cu care te-ai dat dimineața și seara când vii acasă, în continuare miroși. Bașca dacă te dai pe haine sau dacă te dai pe păr, miroși a doua zi. Nu îți face probleme din punctul ăsta de vedere, chiar miros foarte bine și sunt foarte persistente. Parfumurile le las prive. Nu știu despre alte game. Știu că au niște game cu blană, niște sticle așa de blană. Nu, nici măcar nu vreau să le testez pe alea, că nu sunt pe gustul meu. Dar le las prive, adică sticluțele acestea pe care le găsiți așa, pe care de altfel și scrie le las prive, sunt absolut geniale. Și chiar dacă n-aș fi primit acest parfum sau nu l-ar fi primit Cristian, aș fi zis același lucru despre ele, pentru că pe primul de altfel mi l-am cumpărat singură, din bănuții mei muncit. Trecem la următorul. Nu am foarte multe lucruri de spus despre acesta. E un dupe. Și să știți că nu am originalul, am niște mostre pe acasă, din ele am testat parfumul original. Aici avem un dupe al lui Tom Ford Fucking Fabulous și asta înseamnă că vă arăt aici o sticluță, poate că o recunoașteți dacă aveți parfumuri de la ei, vă arăt aici o sticluță de la Lorina, care e o mititică din asta de, nici nu știu, 30-50 de mililitri, nici nu scrie pe nicăieri, cred că scria pe cutia cu care a venit parfumul acesta. Avem aici pe parte Lorina Paris, e branduită sticla lor, așa, embosată cumva, și aici vă las pe voi să citiți, că eu sincer nu prea pot să, nu știu cum să vedeți, uite, așa cred că vedeți cel mai bine. N-am înțeles ce au vrut să facă, înțeleg semnul exclamării, doar că e în loc de capa și ce sens are semnul exclamării în loc de capa, în loc să scrie fabulos, scrie fabuls. Și mai bine îi dai un nume decent unui parfum și zici, băi, ăsta se cheamă Ionică, ăsta se cheamă, nu știu, Orange, indiferent, Gold by Lorina, habar n-am, nu știu, ceva de genul, decât să pui fabuls pe bune, adică, na. Da, probabil că a fost o eroare de tipar și era prea scump să mai reia situația, dar oricum, din punctul meu de vedere, mai bine nu pui nimic și zici că e Lorina 1, habar n-am. Altfel, parfumul se apropie foarte bine de original, e un dupe, e o clonă foarte bună din punctul meu de vedere. Într-adevăr, originalul este unul dintre cele mai apreciate parfumuri, din ce am citit eu și din câte știu, adică e multă lume extaziată cu Tom Ford-uri în general și cu parfumul ăsta, zic eu. Cristiana a venit ieri cu un Tom Ford acasă, a fost și el la plimbare prin magazine și și-a cumpărat un Costa Azura, care e parfumul lui preferat de vară, apă de parfum, parcă, ceva de genul. Uite, 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 ce
am venit acasă. Dar, ca idee, dacă vreți să nu investiți mult, eu nu vreau să vă zic cumpărați clone și nu cumpărați original. E treaba fiecăruia ce face, fiecare știe ce buget are, fiecare știe ce bani are. Dar, ca idee, dacă vreți să investiți puțin într-un parfum și parfumul ăla să persiste, să fie în regulă, să fie așa cum trebuie, să știți că și parfumurile astea Lorina sunt o variantă. Ăsta este un parfum care mi-a atras mie atenția și pe cu care am să mă dau eu, dintre cele pe care le are Cristian și mi se pot adresa și mie, și pe care le-a primit sau le-am primit sau le-am cumpărat în ultima vreme. Pentru că aici sunt parfumuri din toate categoriile, și primite și cumpărate, și răsprimite și răscumpărate. Îmi place sticluța, e ok-ish, chiar e ok-ish, îmi plac detaliile astea aurii de aici, îmi place că e mititică. Asta înseamnă că, spre deosebire de altele, nu știu ce v-am mai arătat până aici, asta intră foarte bine și foarte drăguț într-un bagaj, de exemplu, că tot e vară și plecăm în călătorii, deși nu recomand nimănui să dea cu fucking Fabulous în mijlocul verii, decât dacă vrei să facă cineva apoplexie pe lângă tine, pentru că mi se pare că e un parfum greoi și nu e un parfum care ar trebui să te dai vara. Dar, probabil că atunci când o să vină vremea rece și o să fim pregătiți moral, sufletește pentru acest parfum, o să începem să îl folosim. E o achiziție sau o intrare nouă în colecția noastră de parfumuri, așa că vă zic și vouă despre el. Trecem la următorul, pe care cred că nu vi l-am arătat nici în vlogul săptămânal, deși l-am primit de ceva timp, adică l-am primit imediat după ce a avut Cristian codul de reducere pe Best Value, pentru că mi l-a luat cu codul lui de reducere de pe Best Value. Iată, drăguțel simpaticuțul. S-a uitat el la clipul acela în care spuneam ce parfumuri vreau să mai adaug în colecția mea în următoarea perioadă și a prins faptul că îl vreau pe ăsta și avea un preț foarte bun pe Best Value și a mai avut și 20% reducere și l-a luat pe acest Toy 2 Bubblegum. Am constatat recent că pe aici pe undeva am și un mini al lui Toy 2 Bubblegum care arată exact așa și are, nu știu, 5 sau 10 ml, ceva de genul ăsta. E un parfum dulce, e un parfum fructat, nu e un parfum cu care să te dai acum, este un parfum care va merge foarte bine, cred că la primăvară, când e mai rece, așa. Eu nu prea pot asemui toamna cu un parfum de genul ăsta, din simplu motiv că toamna mi se pare mai grea, mi se pare că ar trebui să purtăm sau să avem parfumuri cu niște note mai statement, așa cumva. Pe de altă parte, când vine primăvara și înflorește totul și înverzesc toți copacii și natura se trezește la viață, parcă te-ai dea cu o dulceață din asta. Ador. Deși are trandafir, ador. Mai zic o dată, ador. Așa, e un parfum care a fost lansat în 2021, mă refer la acest Toy 2 Bubblegum, care conține bubblegum, piersică, trandafir bulgăresc, ghimbir, lămâie și ar zice oamenii ăștia de pe Fragrantica faptul că este un produs, un parfum moderat. Sper ca asta să zic și eu. Nu m-am dat cu el decât în ziua în care l-am primit, pentru că e cam mult pentru perioada asta, însă e drăguțul meu, ursuleț simpatic, și mă bucur tare mult că face și el parte din viața mea. Mai am două parfumuri, uite că au rămas la final astea, parfumurile și Discovery setul. Mi-am cumpărat parfumul acela de la Alexandra și ea a fost foarte drăguță și mi-a pus și acest parfum în coletul pe care mi l-a trimis. Acesta fiind, mi-a trezit instant amintiri parfumul ăsta, pentru că nu mi-a plăcut niciodată. Nu mi-a plăcut pentru că are trandafir, se simte nota de trandafir și e trandafir bulgăresc parcă, dar nu mi-a plăcut pentru că nu era persistent. Eu mi-am început adolescența, ca să zic așa, fiind, cum se cheamă, reprezentant Avon. Așa îmi făceam eu banii de buzunar în liceu. O, Doamne! Și țin minte că unul dintre primele parfumuri pe care mi le-am achiziționat a fost acesta. Ideea este că persistă atât de puțin acest parfum încât practic nu-ți vine să dai nici 20 de lei pe el să îl cumperi, să îl ai în viața ta, dar asta este, îl avem, o să ne dăm cu el prin casă sau ceva de genul ăsta. Vorba luminiței să fie parfumul de mers la somn. Este un parfum woody, citrusy și nu înțeleg ce am scris aici. Efectiv nu înțeleg ce am scris pe agenda. Treaba este că e un parfum foarte vechi, a fost lansat în anul 2003 și are grapefruit, lămâie, trandafir, narcisă, iasomie, patchouli, ambră, vetiver. Are o grămadă. Are o grămadă și treaba este că mie îmi și place vetiverul, doar că mi se pare că nota asta de trandafir
este mult prea, sau eu cel puțin, nasul meu o simte mult prea pregnant, așa că nu e chiar parfumul ăla după care o să întind mâna. Probabil că nu o să întind deloc mâna după el, dar la un moment dat va trebui totuși să mă dau ceva mai mult cu el, că așa e frumos, să le rulăm pe toate cele pe care le avem. By the way, nici nu mai știu câte am, dar cu siguranță sunt foarte, foarte multe. Și mai am aici un parfum, fiind și ultimul despre care discutăm, un parfum lansat în 2021, pe care, sigur, sigur, 100% îl recunoaște. Dacă ați pus mâna vreodată în viața voastră pe vreun parfum Avon sau pe vreun catalog Avon, știți sigur că vorbesc despre Faraway. Stați să mă mai mut un pic pentru că mă doare spate. Sticla asta de Faraway este inconfundabilă, există sticle de mai multe culori, de la Faraway Classic la toate aceste reinterpretări, ca să zic așa, cum se cheamă, flancăre, toate aceste flancăre ale parfumului. Acesta este Faraway Beyond, pe care cei de la Avon l-au marketat ca fiind un parfum cu cafea. Culmea este că printre notele lui, cele listate pe Fragrantica, eu nu am găsit cafea. Și dacă ar fi să mă dau cu el, are baza aceea a lui Faraway, adică îți dai seama instant că este ceva legat de Faraway. Trebuie să-l las un pic, mi se pare că are foarte mult alcool în el, foarte, foarte mult. Eu știu ce 50 de ml are sticluța aceasta și e un parfum pudrat, vanilat și woody, ușor așa lemnos. Are pară, bergamotă, lemn de cedru, iasomie, vanilie, vanilie de Madagascar, musc și zice Fragrantica faptul că ar fi un parfum moderat. Sincer, știți ce mi-ar plăcea mie foarte tare? Nu m-am dat cu el pentru că a ajuns recent la mine într-un PR box de la ei și asta pentru că am participat la un online meeting cu ei și vorbindu-ne și despre parfumul acesta, toți ziceau de cafea și de cafea și nu știu dacă din pricina acestei sticluțe care este așa, uite cum să zic, te-ar duce cu gândul la o cafea sau n-am înțeles de ce, pentru că aparent nu ar avea cafea sau poate n-am văzut eu pe Fragrantica, sper că nu, dar aparent nu ar avea cafea printre note. Ce mi se pare mie este că într-adevăr este vanilat, e dulceag așa, e ușor pudrat, se simte ca și cum ar fi unul dintre parfumurile alea ușor pudrate. M-aș da cu el cumva toamna, pentru că asta îmi inspiră, până și sticluța îmi inspiră toamnă și cred că m-aș da cu el mai degrabă într-o seară în care aș ieși în oraș decât să-l port toată ziua, pentru că mi se pare ceva mai eleganțel decât un parfum cu care te-ai da să mergi la birou, de exemplu. Ce mi este foarte clar este faptul că ar trebui să fii un iubitor de parfumuri dulci, astfel încât să poți să te dai cu acesta. Și sunt foarte curioasă ce persistență va avea. Fragrantica spune că este moderat din toate punctele de vedere, însă, la cum m-au uimit produsele de îngrijire Avon în ultimii ani și la cât de mult și-au îmbunătățit ei formulele în ultimii ani, nu mă admira ca asta să fie un parfum care să persiste. O să vedem, mai prin toamnă o să ne reauzim legat de el. Eu am multe parfumuri de la Avon, însă cumpărate din trecut, aș zice că vreo 2, 3, 4 ani, ceva de genul, și sunt curioasă dacă ăsta, care a fost lansat anul trecut, are vreo diferență sau face vreo diferență față de parfumurile normale. De asemenea, să știți că în momentul în care eu m-am apucat să fac Avon prin clasa 9, cred, ceva de genul ăsta, mergeam cu mama mea la bancă în fiecare lună să facă ea diverse. Și vreau să zic că banca, pe vremea aia, pe vremea aia, era într-o clădire care presupunea și etaj. Adică era casieria la parter și erau birourile la etaj, ceva de genul ăsta. Și vreau să spun că de câte ori intram în clădirea băncii, era într-o clădire din asta veche la ei în oraș, de câte ori intram în clădirea băncii, și urcam scările spre unde aveam treabă, vreau să zic că tot drumul mirosea un parfum de la Avon care
cred că bate la fund orice parfum existent în momentul de față. Într-adevăr, doamna care îl purta se și dădea cu foarte mult, pentru că am întrebat-o de câteva ori: doamna, cu ce sunteți dată, că nu mai suport, nu mai pot, trebuie să știu. Și cred că se și dădea cu foarte mult, dar persista parfumul acela. Se chema Woman of Earth, l-au scos după foarte puțin timp de când am devenit eu reprezentant și uite că n-am avut curiozitatea să mă uit dacă îl are cineva și îl vinde cineva pe internet, pentru că aș fi curioasă cum s-ar prezenta parfumul după atâția ani și dacă ar mai fi ceva de capul lui. Și într-un fel, sincer, vă zic că îmi pare rău că l-au scos, pentru că era unul dintre cele mai persistente parfumuri din portofoliul lor. Dacă ați folosit Woman of Earth atunci când erați mici sau mai tinere, sigur știți despre ce vorbesc. Mirosea bestial parfumul acela, era wow, de când am mai folosit bestial. Deși ăsta îmi place foarte mult. Are baza aia lui Faraway, dar are ceva, e ușor altfel, e ușor, nu știu, cu multă personalitate, ca să zic așa. Dragilor, astea au fost cele 10 parfumuri despre care voiam să vă zic. Vă mai zic un singur lucru și după ce termin de zis și asta, mergem mai departe, adică încheiem acest clip. Să știți că am dat comandă, las că vă arăt iar adresa, am dat comandă de la prietenul MFK. A venit cutiuța asta la mine și motivul pentru care am comandat-o este că am văzut pe TikTok pe cineva care își cumpărase cutiuța asta și eram și eu curioasă și vreau să vă zic și aici, deși v-am zis într-un vlog săptămânal, vreau să vă zic și aici despre aceste discovery seturi ale lor, adică The Fragrance Wardrobe, așa se cheamă. Există un discovery set de damă și unul de băiețel. Să știți că totul vine foarte frumos ambalat. Acum sunt puse în ordine inversă, dar avem odată discovery setul, avem odată această mostră, avem o cartolină de la domnul și mai avem și această mostră, pentru că dacă la o comandă pe care o pui pe site-ul lor, poți să-ți alegi și două mostre. Și toate au fost împachetate așa foarte drăguț, adică din punctul ăsta de vedere, atenția la detalii este aceeași, chiar dacă eu am cumpărat de 35 de euro, nu de 350. Și pe cartolina asta este brandul lui și aici un fel de mesaj, From Paris with Love, de la domnul MFK, pe care nu vreau să-l pronunț, că poate îl pronunț greșit. Mi-am luat discovery setul ăsta, adică le-am luat lui Cristian, nu mi l-am luat mie, să știți că lipsește o mostră de aici, că e pe la mine printr-o geantă, nu știu pe unde. Da, una. I-am luat discovery setul acesta de bărbătesc. Voiam să iau inițial două, adică să-mi iau și mie unul pe cel de damă și să iau și lui pe cel bărbătesc, doar că vreo 5 sau 6 parfumuri se dublau și am zis că nu are set, nu are sens. În primul rând pentru că mostrele astea sunt de 2 ml, așa arată ele, după cum vedeți cu asta ne-am și dat pentru că eram curioși, eu eram curioasă. Și în al doilea rând, dacă avem deja unul pentru două mostre de parfum care erau diferite, chiar nu făcea sens. Avem așa, Aqua Universalis Colon Forte, Aqua Celestia Colon Forte, Aqua Vite Colon Forte, Loma la Rose, oh nu, cred că nu. Gentle Fluidity, sunt curioasă de asta, nu știu cam unde să o mai dau, dar mi se pare interesant Gentle Fluidity. Să știți că au un pulverizator super, super bun, mostrele astea de 2 ml. Oud Satin Mood, extract de parfum, Baccarat Rouge 540, eau de parfum și Baccarat Rouge 540, extract de parfum. Așa arată setul, este 35 de euro, vine așa cum ați văzut și în momentul în care... nu-mi place. Gentle Fluidity, nu. Și în momentul în care finalizați comanda, puteți să vă mai alegeți două mostre și eu le-am ales pe acestea. Adică pe Aqua Celestia Colon Forte, nu știu de ce, pentru că o am și aici, puteam să iau altceva.
și Aqua Vita Cologne Forte, mi se pare că și pe asta o am. Aqua, da, da, pe amândouă le am, nu știu de ce, măcar nu am luat Bacara, că tot mă dau cu el. Ideea e că e foarte fain setul, dacă îl vreți și voi, puteți să vi-l comandați de la el de pe site, doar voiam să vă zic că există și această posibilitate. Știu că la un moment dat, acum niște ani de zile, puteai să-ți comanzi o mostră sau ceva de genul ăsta, sau un mini, sau nu mai știu, vedeai dacă îți place parfumul și odată cu mostra aia venea un cod de discount de valoarea pe care o plăteai pentru ea și dacă nu-ți place parfumul, nu, dacă îți place parfumul și vrei să ți-l cumperi, îți scădeau valoarea aia din prețul final, în fine, ceva de genul ăsta. Ideea e că acum nu mai există și nu mai primești ceva de genul ăla, doar că îți poți achiziționa acest Discovery Set și nu plătești transport și comanda vine cu poșta română, doar că vine cu poșta română acasă cumva, adică la noi a venit un fel de curier al poștei române care nu era prioripost, era mașină de poșta română, nu de prioripost, dar era un domn care asta făcea el, avea vreo 10-12 colete de livrat în ziua aceea, probabil că toate internaționale, probabil că este un acord din ăsta cu poșta lor și poșta internațională cumva sau chestii de genul ăsta, nu știu, habar n-am. Ideea e că nu plătești transport, vine acasă, chiar vine acasă la propriu toată cutiuța asta și na, experiența e una drăguță, mai ales dacă vrei să vezi cum sunt și celelalte parfumuri în afară de Bacara pe care îl știm cu toții, pentru că el este the one. Gata, asta a fost tot, vă mulțumesc din suflet că ați fost aici, vă rog să nu uitați de un like, share, subscribe, orice vreți voi, astfel încât să facem acest canal să crească și să ajungă la cât mai mulți oameni. Ce vreau să vă rog este să îmi ziceți în comentarii dacă aveți vreunul dintre parfumurile astea, dacă v-a atras atenția vreunul dintre parfumurile astea sau care ar fi lista voastră de parfumuri pe care vreți să le achiziționați în următoarea perioadă. Sunt foarte, foarte curioasă ce preferințe aveți în materie de parfumuri, așa că hai să ne auzim în comentarii. Până data viitoare, vă pup, vă îmbrățișez, sper că v-a plăcut clipul și să ne vedem cu drag. Pa, pa!